Așa să-mi iau pomenirea. Da. Să rămână. Mulțumesc. Bună seara tuturor, celor care mai sunteți la ora aceasta 30. Cei care nu, o să vedeți mâine acest video. Un video care spun eu că este constructiv, interesant și exprimă de fapt o realitate românească pe care trebuie să o recunoaștem și să o primim cu aceeași deschidere cu care privim consumul de droguri sau prostituția în România. Da? Și anume, trebuie reglementată, trebuie cumva legiferată posibilitatea smardoielii în trafic. Da? Ți-a dat flash-uri, i-ai arătat degetul, a oprit, ți-a tăiat calea, a ieșit la tine cu băta, ești la el cu ranga. Bun, ce facem? Că știți cum e. Ai da, dar se teamă că fraierul după aia face plângere. Face plângere și mai și câștigă. Și atunci nu-i mai bine să facem ca pe vremea cavalerilor, ca știți cum e, când erai cu onoarea pe tată și erai provocat la duel? Ce se întâmpla la duel, rămânea la duel. Adică legea nu intervenea, nu era omor dacă se petrecea în cadrul unui duel. Era o lege nescrisă a duelului, în care doi indivizi, acum nu mai contează, respectăm ideea asta a egalității între sexe, înainte erau doar bărbații aveau dreptul la duel, dar acum, da, și femeile au acest drept, constituțional l-aș face, da? Dreptul la smardoială, la sparing, cum vreți să-i spuneți, termenul englezesc, mi se pare că e mai cunoscut tineretului, da? Și la fel cum am reglementat chestiunea cu amiabila în caz de accidente ușoare. Ce înseamnă un accident ușor? S-au lovit doi. Dom'le, nimeni n-a suferit nicio vătămare corporală, nimeni n-a fugit de la locul accidentului, dă-mi tu fișa ta, îți dau eu fișa mea, depune la asigurator, se recunoaște vinovăția, la revedere. Păi aceea, nu trebuie să ne mai ducem pe la poliție, nu ne mai dă amendă, nu ne mai suspendă, nu ne mai ia puncte, etc. Ei, la fel, eu propun să rezolvăm și aceste situații litigioase, ivite în trafic. Da? Nu ți-a dat prioritate, a furat startul la liniuță când ai zboghit-o la semafor, lucruri de genul ăsta, ți-a tăiat calea pe linia de tramvai, s-a băgat în fața coloanei, lucruri obișnuite în viețile noastre de zi cu zi ale românilor. Da? Ți-a dat flash-uri, te-a făcut în toate felurile, pe fereastră. Da? Și atunci, când ieși din mașină la el, ca zmeu, să ai la tine și o declarație pe proprie răspundere. Și dacă și el este, o ai pregătită la fel cum o ai acolo în bord, lângă aia de RCA. Da? Fișă de aia. În caz de Doamne ferește. Și ea ar trebui să spune așa. Declarație. Subsemnatul, cu tărică, puncte, declar pe proprie răspundere, cunoscând legislația în vigoare, că sunt de acord să-l exonerez pe numitul puncte de orice răspundere civilă, penală, contravențională, delictuală, prezentă sau viitoare, izvorântă din accidentul ivit la data de în locația cutare. Între noi doi, accept că acest conflict a fost rezolvat pe calea amiabilă printr-o înfruntare bărbătească sau cum puteți să spunem, hai să spunem sportivă, și mi-asum pe deplin responsabilitatea unor eventuale prejudicii pe care le pot suferi în urma acestui impact contondent cu adversarul meu. Data semnătura și acolo eventual și niște explicații, note de subsol. Desigur, În trecerea noastră sportivă pot fi folosite și următoarele obiecte, cum ar fi box, șiș, castel, telescopică, nunciac, bâtă de baseball, rangă, evident,
Această enumerare este cu titlul exemplificativ, fără a fi limitată doar la aceste obiecte. Și îmi rezerv de asemenea dreptul de a purta obiecte care să constituie elementul surpriză în cadrul confruntării noastre parte în parte. Da? De asemenea, sunt de acord și cu elemente de neprevăzut, cum ar fi alți pasageri sau persoane din public care ar putea să intervină în timpul caftelii noastre. Cum ar suna astfel de declarație? Care să exonereze din start și să lasă, domne, să lase forța să se manifeste. Haideți să reînviem turnirurile, da? Tot călărim boliți de sute de cai putere. Să reînviem această tradiție bărbătească a mănușii aruncate în obraz pe fereastră. Știți că pe vremuri automobiliștii purtau mănuși, da? Aruncă-i bă mănușa bă pe fereastră și provoacă la duel, da? La duel automobilistic. Și apoi acolo în spațiu acela intim creat între portierele mașinii, da? Puteți să vă faceți unul altuia ce vreți, dar după ce semnați. Semnezi înseamnă că ai coaie și înseamnă că îți asumi, da? Îți asumi și perverse ca pe Târgu Ogna, știți cum era vorba? Îți asumi și neprevăzute? Știți cum e, domne? Ori suntem bărbați, ori nu mai suntem. Păi dacă era așa șmecher, de ce s-a dus după la poliție? Uite declarația. Nu mai are voie să se plângă pentru că a semnat și a asumat. Și aici e vorba de sportivitate. Cum probabil că a semnat și Mircea Badea când s-a întâlnit cu băiatul ăla, că ei au deschis, ei mi-au dat ideea cu Teddy. Da? Doar că nu mai e nevoie să facem pregătire, să facem flotări înainte, să pregătim ringul, să vină publicul, să ne aclame. Deci, de asta spun. Și atunci nici nu mai riști să vină unul care să-ți o dea așa în cap, în freză, direct, dacă tu n-ai semnat hârtia. Băi, nene, asta este necavalerească. Dai un om într-un om care nu ți-a acceptat provocarea. Lasă-l mai întâi să-ți semneze hârtia și după aia dă-i cu tot ce ai la tine. Pentru că atunci și el știe ce își asumă și el îți va da cu tot ce are la el. Asta spun eu ca avocat. Eu mă gândesc că genul acesta de declarație acoperitoare ar fi extrem de utilă pentru tot felul de ăștia care clocotesc hormonii în ei, care folosesc condusul pe șoselele patriei drept pretext de adrenalină, să plictisesc acasă, viața li se pare searbădă și atunci au nevoie de un pic de provocare, de bungee jumping, n-au auzit, să facă hiking sau cățărări, iarăși nu prea avem munți pe aici, și atunci bagă piciorul în bolid, cât mai au motorină, evident, cât mai este ieftină. Așa, ia prietene de aici, vrei zmardoială? Fă-ți declarație de zmardoială. The sparring, da? The sparring, sau cum, nu știu cum se pronunță rahatul ăsta de cuvânt care nu este, abia a intrat în un fel de confruntare liberă, de luptă liberă. Că până la urmă și la cluburi există un gen de legitimare a oamenilor pentru chestiile astea. Când te duci la un club de arte marțiale și începi acolo să practici, dai o declarație înainte, pe proprie răspundere, că în caz de luxații, de întorse, de nenorociri, de Doamne ferește, îți asumi, pentru că te-ai dus acolo să faci chestia aia. De ce n-ar fi legal să faci în chestia asta și pe stradă? Pentru că vorba aia, tu când semnezi, îl și măsori pe ăla și îți pui problema, bă, semnez sau nu semnez? Hai să vedem. Pe urmă și ăla să uită la tine. Ce, bă, semnez sau nu semnez? Și așa uite că foarte multe din alea care, adică oamenii imediat s-ar răcori dacă își dau seama, bă, treaba devine serioasă. Dacă semnez, se poate întâmpla orice. Că ăsta nu răspunde. Poate să-mi scoată doi dinți sau poate să mă dea cu capul de asfalt și să rămân acolo. Și nu răspunde. De ce? Pentru că am semnat. Pentru că mi-am asumat. Asta este... Și atunci să vedeți cum se calmează românul. Cum o să zică, da, șeful,
Hai, lasă o altă dată. Sunt grăbit. Am un pic de treabă acum, nu pot să mă bat cu tine. Dar uite, îți las cartea mea de vizită și eventual cu altă ocazie. Genul ăsta, adică... Na. Cam așa. Asta este ceea ce vreau să propun așa ca idee, pentru că am văzut din nou foarte multe figuri în trafic, foarte mulți oameni care dă pe afară tărâța în ei, hormonii, aditivii, nu știu ce au luat, ce beau, ce mănâncă, genul ăsta de oameni extrem de nervoși, extrem de harțăgoși. Și atunci pentru ei trebuie să creăm acest gen de cadru legal. Și eu vă spun că n-ar fi rău, pentru că atunci fiecare știe pe ce se bazează. Adică sunt convins că, ca și pe vremea cu duelurile, și dacă s-ar relansa ideea de dueluri, de exemplu, pe vremuri așa era. Îl prindeai pe amantul nevestei. Îl prindeai la nevastă ta. Zicei, bă, onoarea mea, în primul rând, este pe tată. Femeia ca femeia, în fine, vas slab, cum zice biserica. Da? Dacă este un vas slab al Duhului Sfânt, asta este, nu te poți supăra pe ea. Dar ce a căutat respectivul să mă încornoreze, să mă facă de râs. Și atunci, onoarea mea trebuie să fie reperată, cum spunea Caragiale. Și atunci îl provoci pe ăla la duel. Ăla, dacă are coaie, că vorba aia, nu știu care a citit Don Juan, sau din lucrările marchizului de sat, ăștia au fost oameni, fustangii, în general, nu erau doar de ăștia care știau să atragă femeile și așa. Aveau și coaie și erau capabili să se și bată pentru o femeie. Adică nu doar să o cucerească. În cazul în care erau prinși, erau buni și la spadă. Asta era șmecheria. Și foarte mulți astfel de sorți, de soți încornorați, care au făcut imprudența să provoace băieți de ăștia care se dădeau la nevestelor să-i provoace la duel, rămâneau femeile văduve. Și de asta, în general, când un soț de ăsta încornorat afla, așa era pe epoca, când afla că a fost înșelat cu nu știu care cavaler sau cu unul de ăsta care era bun la luptă, evita să se ducă acasă, făcea că nu știe, că alea, că își dădea seama că dacă iese nasoală, trebuie să răspundă provocării. Și acolo se vedea cine e bărbat. Extrem de civilizată maniera și de bărbătească, de directă chestiunea asta. Și atunci și comunitatea știa, bă, ăsta e cam pămpălău. Uite, își prețuiește mai mult viața decât onoarea. Cam așa.